găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției de astăzi. Preșovenul care a fost aruncat de pe pod în râul Săsar din municipiul Baia Mare se află internat în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Maramureș, cu un prognostic rezervat din partea medicilor. Veste bună pentru șoferii care tranzitează zona Brașov-Moieciu. În scurt timp, pe DN73, vor începe lucrările de reabilitare a carosabilului. Detalii în jurnal. Românii au fugit din calea codului de vreme rea în aceste zile. Au existat însă și persoane care parcă au așteptat cu sufletul la gură primăvara cu ninsori și ploi care umflă râurile. 14 dintre acestea s-au aventurat pe apele învolburate ale Buzăului. Aflați mai multe informații la știrile Mix TV. Brașoveanul care a fost aruncat de pe pod peste râul Săsar din municipiul Baia Mare se află internat în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Maramureș, cu un prognostic rezervat din partea medicilor. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, încadrare care poate fi schimbată în funcție de evoluția stării victimei. Suspecții în acest caz, o tânără de 23 de ani și un bărbat de 43 de ani, ambii din Baia Mare, au fost internați la secția de psihiatrie a Spitalului Orășănesc din municipiul Sighetul Marmației pentru o expertiză medicală. Aceștia au infirmat că l-au împins pe bărbat de pe pod, însă martorii oculari le-au declarat polițiștilor că acesta a fost aruncat în râu de cei doi. Județul Brașov nu a scăpat de furia iernii. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis o nouă avertizare cod galben de ninsori viscolite însemnate cantitativ pentru partea sudică a țării, urmând să fie afectat și județul Brașov. De săptămâna viitoare ar urma să vină într-un final și primăvara, cel puțin din punct de vedere al prognozelor meteorologilor. Pentru județul Brașov, avertizarea meteo a intrat în vigoare de azi de la ora 15 și este valabilă până vineri 23 martie la ora 20. În acest interval se vor semnala ninsori însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vreme deosebit de rece. Reprezentanții administrației publice județene spun că s-au luat toate măsurile și sunt gata să intervină acolo unde va fi nevoie. În momentul de față putem spune că suntem pregătiți pentru ceea ce va urma, indiferent dacă va fi cod galben sau portocaliu. Avem experiența săptămânilor trecute. Putem spune că suntem în plină evaluare vis-a-vis de codul roșu și portocaliu care au fost zilele trecute. Iar la începutul săptămânii viitoare vom înainta către guvern o listă cu priorități vis-a-vis de reabilitarea infrastructurii distruse. În zona montană vor fi ninsori, iar în munții Banatului, Carpații Meridional și de Curbură se va depune strat nou de zăpadă, local mai consistent. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare și trecător se va forma polei sau ghețuși, iar în restul teritoriului vor predomina ninsorile. Vremea deosebit de rece se va menține până spre sfârșitul săptămânii și vor mai fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, în special în sud, în sud-est și la munte. Veste bună pentru șoferii care tranzitează zona Brașov-Moieciu. În scurt timp, pe DN73 vor începe lucrările de reabilitare a carosabilului. Nu peste tot însă, doar parțial pe acele porțiuni de drum unde gropile sunt mai mari. Deocamdată se vor turna plombe, iar marea asfaltare va demara după sărbătorile pascale. Lucrările de reparații capitale pe DN73 vor fi reluate, însă pentru început doar cu câteva reparații provizorii. Asocierea de firme care se ocupă de modernizarea DN73 a convenit un program de lucrări comun cu reprezentanții CNAIR ai DRDP Brașov și dirigintele de șantier. Astfel s-a stabilit ca în perioada premergătoare sărbătorilor pascale între 26 martie și 6 aprilie, constructorul să execute lucrări de reparații provizorii, bineînțeles dacă și timpul o va permite. Drumul Național 73 reprezintă o provocare atât pentru Compania Națională de Investiții, dar și pentru șoferi. De ce spun acest lucru? Pentru că anul trecut în această zonă s-au efectuat lucrări de asfaltare, de plombare, de reparare a drumului DN73. Ei bine, în această perioadă, mai exact 26 martie, 6 aprilie, vor începe lucrări provizorii de reparare a drumului, mai exact de plombare a gropilor care au apărut după sezonul rece. Însă se știe foarte clar, urmează
o perioadă foarte aglomerată. Acest drum va fi foarte tranzitat, cel puțin pe porțiunea Bran-Moeciu, deoarece urmează sărbătorile pascale. Lucrările cu adevărat vor începe din data de 16 aprilie, cel puțin așa ne asigură reprezentanții companiei CNAIR, iar atunci va începe și distracția, dacă îmi dați voie să spun așa, pe această porțiune de drum, pentru că se va circula alternativ, vor fi semafoare intermitente, însă până atunci mai avem de așteptat. Lucrările de modernizare permanente, care presupun restricționarea parțială a traficului, respectiv instalarea de semafoare, vor fi reluate în data de 16 aprilie. Termenul inițial de 15 martie propus de constructor a fost devansat în primul rând din cauza condițiilor meteo, dar și pentru a nu afecta activitatea turistică din zonă, susțin reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Știm că sunt multe gropi, știm că sunt probleme pe acel tronson de drum, însă este practic un șantier. Nu avem ce să facem, nu putem să asfaltăm astăzi și mâine să mergem să spargem tot, pentru că ar fi o risipă foarte, foarte mare. Reprezentanții CNAIR împreună cu constructorul, cu consultantul, cu dirigintele de șantier au avut o întâlnire săptămâna trecută. Inițial, constructorul și-ar fi dorit să înceapă lucrările încă din data de 15 martie, însă din câte vedeți, natura nu a ținut cu noi și a trebuit să fie amânate aceste lucrări. Constructorul va relua lucrările de modernizare în zona comunei Cristian, acolo unde le-a întrerupt din cauza sezonului rece. De asemenea, DRDP a anunțat că mai multe primării din județ din zona tranzitată de DN73 au anunțat că intenționează să execute lucrări edilitare la rețelele de apă, gaz sau canalizare, astfel încât în aceste zone lucrările vor fi amânate. În acest caz este vorba despre Moieciu și localitatea Bran. Atenție, ținând cont că data de 6 aprilie a fost declarată zi nelucrătoare, toate persoanele care au programări online pentru această dată, atât la înmatriculări cât și la permise, trebuie să se prezinte cu programarea listată sau salvată, în orice alt mod, la ghișeele serviciului public comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în data de 30 martie. Programările online la compartimentele permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Brașov, efectuate cu anticipație pentru data de 6 aprilie, se vor face în data de 30 martie. Pentru a se evita aglomerarea, reprezentanții Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor anunță că în data de 30 martie se vor asigura ghișee distincte pentru cele două date, respectiv 30 martie și 6 aprilie. Fiecare persoană, urmând să se prezinte la ghișeul rezervat la ora înscrisă, pe programare. Dacă sunt persoane care nu se pot prezenta la data de 30 martie, li se va asigura soluționarea cererii în orice altă zi lucrătoare, apropiată de data rezervării, cu condiția prezentării rezervării listate și a documentelor conforme. Modificări temporare de trasee și orare ale RAT Brașov la sfârșitul săptămânii, respectiv în zilele de sâmbătă 24 martie și duminică 25 martie, vor avea loc câteva modificări în sistemul de transport public de persoane RATB, schimbările fiind determinate de desfășurarea competiției automobilistice Raliul Brașovului. Astfel, sâmbătă, în intervalul orar 17:45-23, respectiv pe perioada în care se va desfășura o probă specială pe Bulevardul Eroilor, circulația autobuzelor de pe liniile 1, 2, 4, 6, 16, 17, 31, 34, 36 și 41 se va face de la stația Sanitas pe strada Vlad Țepeș, fără a se mai ajunge în capătul de linie Livada Poștei. În acest sens, RAT Brașov va înființa o stație temporară pe strada Vlad Țepeș, în vecinătatea Teatrului Dramatic. În același interval orar, autobuzele de pe linia 5, pe sensul de deplasare dinspre zona Bartolomeu spre cartierul Astra, vor circula pe traseul Stadionul Municipal, Calea Făgărașului, strada Stadionului, Bulevardul Griviței, Bulevardul 13 Decembrie, strada Castanilor, Bulevardul 15 noiembrie 1987, iar apoi pe traseul obișnuit până la capătul de linie Roman. De asemenea, sâmbătă 24 martie între orele 10:30-16, iar duminică 25 martie între orele 14:30-18:30, va fi închis DN1E, drumul Poienii, astfel că va fi sistată circulația autobuzelor pe linia 20. Ultimele plecări în cursă înainte de oprirea circulației vor avea loc sâmbătă la orele 10:30 din ambele capete de linie, iar duminică la ora 14:30.
din ambele capete de linie. Circulația autobuzelor pe linia 20 va fi reluată după finalizarea competiției automobilistice din ambele capete de linie, conform orarelor obișnuite. De menționat este faptul că atât în cursul zilei de sâmbătă, cât și în cursul celei de duminică, pe perioada desfășurării competiției automobilistice, va fi suspendată circulația autobuzelor de pe linia 60, care deservește traseul Poiana Mică, Telegondola Poiana Brașov. În cursul zilei de sâmbătă, începând de la ora 10 până la finalizarea programului, autobuzele de pe linia 50, în capătul de linie din Livada Poștei, vor opri la peronul imediat următor, celui din fața casei Băiulescu. Crăciunul și Paștele sunt de departe cele mai aglomerate perioade din an din punct de vedere al curățeniei. Tocmai de aceea și firmele care oferă astfel de servicii lucrează în aceste zile la foc automat, pentru a uita cel puțin de grija covoarelor în această perioadă și pentru a petrece mai mult timp cu familia. Oferta firmelor de curățenie pentru cei care își doresc o casă curată de sărbători este cea mai bună soluție. Tot mai des în ultima perioadă, foarte mulți brașoveni apelează la firmele de curățat covoare. Spre exemplu, la această firmă care se ocupă cu spălarea și curățarea covoarelor, comenzile au crescut cu 50% de la începutul lunii martie. E dovada clară că deja gospodinele s-au apucat de curățenia de primăvară. În această perioadă, firmele care se ocupă de curățenie lucrează la capacitate maximă și cu toate acestea nu este o perioadă de vârf. După cum se poate vedea, cea mai desfășurată activitate este legată de spălatul covoarelor. Ei bine, se pare că foarte mulți brașoveni în această perioadă apelează la firmele de curățenie pentru a scăpa de munca din casă. Aici, covoarele sunt aduse, sunt aspirate, sunt spălate cu produse ecologice, după care sunt livrate la domiciliu curate și parfumate. De pe bandă se ia covorul, se bagă în această centrifugă, unde se centrifugează în jur de 3 minute, timp în care iese în proporție apa cam 95%. După centrifugare, covorul intră în acest cuptor de uscare, care este un cuptor controlat, unde cuptorul va sta în jur de, covoarele vor sta în jur de 12 ore. Facem mai urmează o etapă în care le aspirăm, le dăm cu parfum și le ridicăm la domiciliu. Datorită cererii foarte mari față de acest tip de servicii, sectorul ce ține de curățenie și întreținerea spațiilor de locuit sau cele industriale a început să se dezvolte semnificativ. În plus, companiile ce furnizează servicii de curățenie nu mai sunt atât de costisitoare cum era odată, așa că în prezent oricine își poate permite să apeleze la firma de curățenie. Cât de solicitați sunteți? Foarte mare. Foarte mare. Până când luați comenzi? Până săptămâna mare, marți-mercuri. Și ca timp de lucru pentru un covor cât durează din momentul în care îl luați până îl duceți acasă? 24 de ore, dacă nu e aglomerat. Dacă aglomerat, 48 de ore. Zilnic la această firmă sunt spălate câteva sute de covoare, iar perioada cea mai aglomerată abia acum urmează. Din fericire pentru brașovenii care nu s-au grăbit să apeleze la serviciile unei firme de curățat covoare, încă nu este prea târziu. Mai au timp până la sfârșitul acestei luni. În preajma sărbătorilor pascale, foarte multe firme se vor axa doar pe onorarea comenzilor înregistrate în prealabil. Românii au fugit din calea codului de vreme rea în aceste zile. Au existat însă și persoane care parcă au așteptat cu sufletul la gură primăvara, cu nisori și ploi care umflă râurile. 14 dintre acestea s-au aventurat pe apele învolburate ale Buzăului să se antreneze pentru prima ediție a Cupei Europene de Rafting, desfășurată vreodată în țara noastră. Codul roșu de ploi și inundații înseamnă pentru ei echipa națională de rafting a României, un râu cu dificultate mai mare și un bun prilej de antrenament. Așa că sportivii au ignorat vântul, cele minus 2 grade din termometre și apa rece, au luat bărcile și s-au aruncat direct în râul Buzău. Au parcurs 31 de kilometri de rafting în doar câteva ore. Păi
15 sportivi din Brașov, București și Nehoiu s-au antrenat în aceste zile pe râul Buzău, unde în perioada 13-15 aprilie se va desfășura și prima ediție a Cupei Europene de Rafting. Vor participa echipe din 6 țări. Brașovenii sunt invitați la un concert aniversar cu totul excepțional dedicat marelui nostru poet Nichita Stănescu și a împlinirii a 85 de ani de la nașterea acestuia. Spectacolul va avea loc la Sala Patria miercuri 28 martie de la ora 19 și îl va avea drept protagonist pe artistul Zoltan Butuc, unul dintre cei mai autentici artiști din ultimii ani din România și realizatorul discului Frunză Verde de Albastru, considerat discul anului 2017 în materie de muzică folk, dar și discul care practic îl readuce pe Nichita Stănescu în atenția publicului din țara noastră. Brașovenii vor putea urmări un spectacol cu totul excepțional de muzică și poezie. Vom vorbi, ne vom aminti și vom cânta în amintirea lui Nichita Stănescu, cel mai mare poet român de după război și omul care practic a reinventat limba română. Doamnelor și domnilor, a sosit momentul acum pentru informațiile din sport. Campionatul național de raliuri demarează în forță cu Raliul Brașovului sub Tâmpa în weekendul 23-25 martie. Vineri, după shakedown-ul de la Râșnov, la ora 20, va avea loc startul festiv în Piața Sfatului. Sâmbătă sunt programate 5 probe speciale, de 2 ori Brașov, Poiana Brașov și Râșnov, Pârâul Rece, dar și Brașov Rally Show. Apoi, duminică, vor avea loc ultimele 5 speciale, Babarunca, Cheia, Poiana Brașov, Râșnov, Pârâul Rece și Poiana Brașov Power Stage. La start vor fi 90 de echipaje. Vicecampionul național brașoveanul Dan Gârtofan va concura din nou pe Skoda Fabia R5, același material de concurs având și Titi Aur, care revine în campionatul național de raliuri, dar și Vali Porcișteanu. Simone Tempestini va pilota pe Citroen DSR3 R5, iar campionul național antitră Bogdan Marișca va concura pe Ford Fiesta R5, mașină pe care o vor folosi și Sorin Badea, Mihai Manole și Cătălin Grigoriu. La știrile mixte vezi acum vremea pentru vreme. Vremea este probabilă, dar cu Best Optic întotdeauna se vede bine. Ai încredere, vezi cu ochii tăi. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de averse de ninsoare. Minima nopții va coborâ până la pragul de minus 5 grade Celsius și se așteaptă o răbufnire puternică de ninsoare. Maxima termică a zilei de mâine va fi negativă, minus 1 grad Celsius și sunt așteptate în continuare averse de ninsoare. Vremea este probabilă, dar cu Best Optic întotdeauna se vede bine. Ai încredere, vezi cu ochii tăi. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi. La Mix Actual vorbim despre marșul pentru viață din acest weekend. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!